Un satelit de mici dimensiuni va monitoriza de pe orbită defrișările din pădurile țării. Va fi creat de la zero de o echipă de studenți români și lansat apoi cu ajutorul Agenției Spațiale Europene. Satelitul, care ar trebui să fie gata în aproximativ 4 ani, va ajunge pe o orbită joasă și va ajuta autoritățile să vadă zonele unde sunt necesare împăduriri, dar și cât de puternic este impactul tăierilor ilegale. Și îi avem invitați în platou pe doi dintre cei care au pus bazele acestui proiect, care i-au convins chiar și pe specialiștii ESA, Albert Baraș și Rareș Bișac. Bună dimineața, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună dimineața. Rareș, în primul rând, ajută-ne să înțelegem ce este un CubeSat. Un CubeSat este un satelit de mici dimensiuni, un concept pornit în trecut pentru a face mai facilă demonstrarea tehnologiilor spațiale. El, ca dimensiune, este un cub cu o latură de 10 cm aproximativ. Și cum te v-ați gândit tocmai la această misiune, studierea defrișărilor, Albert? Mers de întrebare. Era un subiect destul de defezabil de abordat, având în vedere că deja se face acest lucru și puteam să avem acces la documentații. De exemplu, programul Copernicus deja se ocupă cu partea de Earth Observation pe mai multe direcții, nu doar pe partea de vegetație. Însă noi am pornit de la ideea că, în primul rând, ne dorim să abordăm un proiect pe domeniul spațial, iar ulterior am încercat să apelăm la ceva fezabil pe care puteam să găsim documentații și pe care să construim ulterior, deoarece, oricum, procesul în sine, pentru simplu fapt că este o misiune spațială, este unul îndelungat și pot spune că este deloc facil el în sine. Cât de costisitoare este construirea unui astfel de satelit? Sunt mai multe puncte de vedere. Putem lua din anumite strategii acest lucru. De principiu putem spune că am aproximativ 300.000 de euro. Ideea în care majoritatea componentelor pe care le vom folosi, ele există deja și sunt calificate. Ideea în care dacă vom decide să construim noi componentele, costurile s-ar putea să crească. Deci aveți două opțiuni, înțeleg, să construiți voi componentele sau să faceți rost de fonduri ca să le cumpărați? Exact. Iar lansarea lui? Lansarea, avem tot așa mai multe opțiuni. Putem merge pe continuarea programului în care am intrat din partea Agenției Spațiale Europene și ne vor sponsoriza ei cu lansarea, sau putem merge către un furnizor privat cu aceasta. În decurs de 4 ani, dacă am înțeles bine, ați putea să finalizați construcția acestui satelit. Care e cea mai mare provocare? Pentru noi totul pare complicat. Pentru voi ce e mai complicat? Ok. Păi, în punctul de față ne aflăm în ceea ce se numește preliminary design review. Adică s-a pornit de la partea de obiective, la partea de nevoi pentru a putea îndeplini obiectivele, iar ulterior trebuie să venim cu diverse concepte și alternative de design, atât din punct de vedere al misiunii și logicii din spate, dar și din punctul de vedere al componentelor și modul în care interacționează. Acum, programul în care am intrat o să ne ajute să ne dezvoltăm designul, astfel încât să dăm freeze la el, să-l înghețăm, pentru că după ce înghezi designul de obicei, este greu să mai faci schimbări și este de recomandat să petreci mai mult timp acum pentru a putea să mitighezi problemele care vor apărea în viitor dacă iei niște decizii pripite. Ulterior, în teorie, ar trebui să intrăm într-un proces de testare, validare și asamblare, care și acesta va fi destul de costisitor, deoarece ai nevoie de acces la bancuri de teste și facilities, iar ulterior urmează din ce în ce mai multe verificări și teste până în momentul lansării. De aceea, timeline-ul de acum este unul preliminar, pe short term, ca să spun așa, și în teorie, după un an și jumătate alături de cei de la ESA, ar trebui să putem să avem un design mult mai avansat și sperăm să fie și înghețat ca să putem continua către partea de calificare. A menționat Albert testarea. Ce înseamnă mai exact testarea și unde ar avea loc? Ce presupune ea? Testarea unui satelit presupune o serie de încercări specifice mediului spațial. Mediul orbite este cu totul diferit față de ce se întâmplă la noi pe Pământ și asta înseamnă diferite cicluri de temperatură joase sau foarte înalte, dar și partea de vibrații pentru a verifica că satelitul își va păstra integritatea în urma lansării. Aceste teste se întâmplă de obicei la case de testare specifice, cum are și Agenția Spațială Europeană, dar există facilități și în România la diferite institute de cercetare care sperăm că ne vor susține în acest demers. Și totuși, sprijinul Agenției Spațiale Europene, cum l-ați obținut? Ok. A fost un proiect mai de mult, se numea Flyer Satellite și noi am aplicat pentru acesta în 2019. El se dorea a fi un parcurs mult mai lung,
pentru că atunci se lua o echipă în stadiu destul de preliminar și se ducea până la lansare. Noi atunci nu am fost acceptați și am dorit să reiterăm toată discuția de CubeSat și anul acesta am aplicat la ceea ce a fost un program pilot din partea lor, era tot Flyer Satellite, dar se numește Design Booster. Și practic noi am aplicat în toamnă cu o propunere de proiect în care a trebuit să plecăm tot așa de la obiective, de la requirements până la design, cu toate calculele care trebuiau să susțină toată inițiativa noastră, iar ulterior am fost invitați câțiva dintre noi la număr 6 să participăm la un training week la ESA, iar ulterior am avut timp să ne îmbunătățim designul și să reaplicăm cu designul îmbunătățit. Am susținut o prezentare în decembrie, iar în urma acelei prezentări, din 12 echipe care erau pe shortlist, 6 au fost acceptate în program și printre acestea și noi, toate echipe europene. Iar acum, chiar am avut ieri un kick-off meeting cu reprezentanți de la ESA și s-a terminat foarte, foarte bine cu niște calls to action destul de concrete pe care ar trebui să mergem în continuare. Și în teorie va fi această parte în care se va face o evaluare a proiectului din partea lor cu noi în colaborare absolut, iar ulterior se vor da anumite direcții de studiu de lucru, se va prezenta din nou stadiul, vor veni cu un review, cu un feedback și o să fie un du-te vino până când, în teorie, o să ajungem la ceva, sperăm concret. Alpet Baraș, Rareș Bișac, vă mulțumim mult pentru prezență, mult succes cu proiectul, vă așteptăm și după lansare. Desigur. Mulțumim mult. Mersi mult de tot.